binecuvintează-i pe dânsii și casa aceasta, păstrează-le totdeauna viețile lor nebântuite și le dăruiește cu îndestulare toate bunătățile tale spre folos prin binecuvântarea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinarea, împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău, Duh. Zi de mare importanță duhovnicească astăzi la Mănăstirea Coșura, unde Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înalt preasfințitul Teofan, a sfințit noul corp de chilii recent construit cu fonduri guvernamentale. Împreună cu un sobor de preoți și diacon, din care a făcut parte și protopopul Petru Fercal, înaltul ierarh a binecuvântat spațiile în care va locui obștea mănăstirii și în care vor fi cazați pelerinii. La eveniment au participat 10 de credincioși, dar și autorități locale, președintele Consiliului Județean Botoșani, Doina Fedrovici, ministrul Muncii, Marius Budăi, primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei și reprezentanții firmelor de construcție și proiectare. Fiecare dintre ctitori a primit câte o distinție de vednicie pentru contribuția adusă la realizarea acestui proiect. Două dintre cele mai înalte distinții au fost acordate starețului mănăstirii, părintele Calinic Chirvase, și președintelui Consiliului Județean Botoșani, Doina Fedrovici. Doamnă președintă Doina, pentru sprijinul pe care l-a oferit aici, căci cred că domnii și doamnele de la București n-ar fi arătat deschiderea pe care au arătat-o dacă n-ar fi fost acolo o mână insistentă care să dezlege toate cele de trebuință ca să se împlinească și această casă cum s-au împlinit cele de dinainte. Și pentru această lucrare, Doamnă, și pentru toată lucrarea pe care dumneavoastră o depuneți aici, în județ, pentru cele de trebuință ale culturii, ale administrației, adăugându-ne și noi cu cele ale bisericii, vă oferim această cruce. Corpul de chilii a fost construit pe 3 nivele. Are bucătărie, sală de mese, precum și un paraclis, unde vor fi oficiate slujbele pe timpul iernii. Lăcașul de cult a beneficiat de o finanțare de 2,89 de milioane de lei, asigurată de Compania Națională de Investiții pentru această extindere, a cărei construcție a durat mai bine de un an. Spațiul de cazare completează ansamblul monahal, monument istoric, reabilitat recent cu fonduri europene, grație unui proiect în valoare de 15 milioane de lei, implementat de Consiliul Județean Botoșani în parteneriat cu Mănăstirea Coșula. Cu istorie de aproape 500 de ani, complexul monahal Coșula este unul dintre cele mai frumoase și încărcate de istorii lăcașuri de cult din județul Botoșani. Este recunoscut pentru picturile originale descoperite în Biserica Sfântul Nicolae, zugrăvite de meșterii medievali în legendarul galben de Coșula, similar albastrului de Voroneț. Însuți binecuvintează și casa aceasta și cu frica ta întărește pe cei ce vor locui în ea, și îi păzește nevătămasă de cei potrivnici. Și le trimite binecuvântarea ta din înălțimea locașului tău. Și binecuvintează și înmulțește toate bunătățile în casa aceasta. Că ție se cuvine a ne milui și a ne mântui Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prin stropire cu apă sfințită, să se depărteze de aici toată lucrarea diavolească și vicleană. Amin. În numele Tatălui.